Dacă obișnuiești să citești eticheta alimentelor procesate, probabil ai întâlnit până acum și maltodextrina printre ingrediente. Iată ce este de fapt și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. Dacă ai obiceiul să citești etichetele alimentelor procesate pe care le cumperi de la supermarket, probabil ai întâlnit până acum și acest carbohidrat printre ingrediente. Producătorii alimentari îl adaugă în produse precum iaurt, batoane proteice, chipsuri, sosuri, amestec de condimente, îndulcitori artificiali, dulciuri, sucuri și bere. Este un carbohidrat care trece printr-o procesare intensă și astfel se obține o pudră albă din orez, porumb și ovăz. După procesare, pudra este folosită ca aditiv în alimente pentru a înlocui zahărul și pentru a îmbunătăți textura, gustul și a prelungi durata de viață. Dacă suferi de boală celiacă, ar fi bine să eviți alimentele care îl conțin. Profesorul dr. Vlad Ciurea vorbește despre alimentele de care trebuie să ne ferim în general, pentru a urma un stil de viață sănătos. Deși cele mai multe persoane cred că zahărul este principalul dușman al siluetei perfecte și al unei vieți echilibrate, specialistul atrage atenția asupra unui alt ingredient nociv pentru organism. Este bine de știut că mâncarea procesată vine uneori la pachet cu surprize neplăcute pentru organism, celebrele euri. Unele sunt teribil de periculoase. Un exemplu este E951, îndulcitor și potențiator de arome sintetic. Este aproape de 200 de ori mai dulce decât zahărul. Se descompune printre altele în acid aspartic. Acesta suprastimulează neuronii până la epuizare și distrugere. Prin urmare, produce migrene, amețeli, oboseală cronică și multe altele. Produsele fast food și, în general, mâncarea procesată sunt la îndemână și la prețuri mici. Recomand să fii atenți la acest aspect în îngrijirea copiilor, adolescenților și tinerilor noștri, a declarat neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea, doctor în științe medicale și profesor universitar. Organismul nostru știe exact ce are nevoie. Pentru că astfel oboseala se acumulează și ajungem la epuizare, există semne clare de oboseală pe care corpul ni le transmite. Iar dacă nu ținem cont de ele, iată un efect, non-performanță, a mai transmis Vlad Ciurea, relatează pe tech.ro.